San Giuseppe din Torino, unde Asociația Basarabiei astăzi a decis să sărbătorească această sărbătoare atât de importantă pentru toți cetățenii. Dumneavoastră sunteți președința Asociației. Vă rog să-mi explicați și mie de ce ați ales să sărbătoriți și să continuați să sărbătoriți această sărbătoare, sărbătoarea Mărțișorului. Bună ziua tuturor și îmi pare foarte bine că am ajuns la ediția 11 a acestui eveniment important. Este vorba despre Festivalul Mărțișor din Torino. Am decis să-l organizăm încă cu 11 ani în urmă, anume pentru faptul că este o sărbătoare foarte frumoasă. Este o sărbătoare așteptată de către noi toți, după iarna lungă, friguroasă, așteptăm cu toții sosirea primăverii. Și de ce ne-am spus că haideți în fiecare an să întâmpinăm acest frumos eveniment cu un spectacol într-adevăr frumos, cu artiști din țară, cu artiști de pe loc. Astăzi ați invitat artiști importanți. Am văzut că avem un artist foarte important care de puțin timp a participat la un talent show în Italia cu un succes extraordinar. Cum de v-ați gândit să-l invitați? Să vă spun cinstit, noi în fiecare an avem artiști importanți, dar acest interpret, să știi că ne-a făcut să fim mândri de locul unde ne-am născut și de țara din care venim. În momentul când l-am văzut că era prezent la acea emisiune și în modul în care a fost primit și lăudat de organizatori, ne-a făcut onoare și ne-am spus este imposibil să nu-l avem la festivalul nostru. Ați vrut să continuați tradiția și cu vocea muzicii populare. Avem o cântăreață care s-a născut și a continuat să cânte și este vocea muzicii populare. A fost greu să o invitați sau v-a spus imediat da la invitația dumneavoastră? Da, exact așa. De fiecare dată încerc să caut talente originale, să caut muzică originală, să caut persoane care nu repetă cântece și așa, dar au muzica lor. Doamna Maria Iliuț este o persoană care a cules din popor toate piesele ei, sunt piese repetabile, adică ea le cântă unica și este o interpretare în originală, adică dumneai fiind din Cernăuți, are o voce, nu știu, extraordinară, care reușește să ne transmite exact cântecele așa cum se cântau pe vremuri. Să zicem că pătrunde în inimile noastre. Da, exact. Ați ales trei artiști, în afară de acești trei artiști pe care aș vrea să-i amintim, cum se numesc? Maria Iliuț, Ion Dodon și mai avem încă un tânăr talentat, un băiat care face parte din generația tânără a emigranților moldoveni, un băiat care cu părere de rău a trăit acasă în Moldova foarte mult timp fără mama sa și din aceste trăiri, din aceste suferințe, din această dragoste față de mama sa, a început să scrie versuri și să le pună pe muzică. Muzică, da. Și ascultându-l, cunoscând-o pe mama lui și aflând un pic despre biografia sa, am zis tot așa, trebuie să-l promovăm, trebuie să-l ajutăm ca acest băiat să-și ia zborul în lumea muzicii. Păi astăzi cred că se va simți într-o mare familie. Da, eu sunt de fiecare dată, cum să vă spun, foarte insistentă ca să promovăm tinerile talente, mai ales copiii noștri din Moldova, din România, care știm cu toții că sunt o mulțime de copii talentați și trebuie să-i promovăm, trebuie să-i ajutăm să ajungă în lumea mare a muzicii, a artei. Ei bine, atunci veniți toți să sărbătorim această sărbătoare, sărbătoarea Mărțișorului, pe care îl promovăm în fiecare an, pentru că vine din moși strămoși și noi nu vrem să pierdem acest obicei. Astăzi, aici, la Teatrul San Giuseppe din Torino, vom sărbători această sărbătoare pe care nu vrem să o pierdem niciodată. Tradiția românească, tradiția Moldovei, o vom purta înainte. Cu mult drag! Festivalul Mărțișor din Torino! Bine ați venit, dragii mei, și vă mulțumesc mult că m-ați susținut! Ce gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Un tânăr talentat pentru muzică, un tânăr care a reușit să emoționeze mii și mii de spectatori. Te-am văzut în televiziune, într-un canal italian foarte important. Ai participat la un concurs, pot să zic așa, care probabil că ți-a schimbat un pic viitorul, dar chiar și prezentul. Spunem că
Viața mea s-a schimbat pentru că eu m-am schimbat în momentul acela. Cred că a fost un moment care a totuși deviat un pic viața mea și mi-am propus mai multe ambiții și am devenit mai stimulat pentru a urmări visul. Tu zici că Vale s-a schimbat viața acestui tânăr, dar eu știu că nu cânti de puțin timp. Cânti dintotdeauna, ai ales să cânti un repertoriu care vine din ani și ani, care oamenii își amintesc de aceste piese, pleci din anii 30, dacă nu mă înșel. Eu sper. Chiar este scopul meu, pentru ca oamenii să își amintească și să-și reamintească muzica aceea de... care a fost și să menținem totuși, să nu dăm uitării muzica, pentru că e foarte frumoasă. Eu consider, cred că epoha de aura a timpurilor noastre, totuși nu din mai departe, și sper să nu se uite. Nu se va uita, pentru că tu ai reușit să pătrunzi în sufletul oamenilor cu piesa aleasă de tine pentru a aduce pe această scenă atât de importantă. Bine, Ion Dodon este un tânăr talentat, astăzi se află la Torino, la Teatrul San Giuseppe, cu ocazia sărbătorii Mărțișorului, unde Asociația Basarabia astăzi cu mare drag l-a invitat și el cu mare drag a spus da. Da, da. Ion Dodon astăzi va pătrunde în sufletelor oaspeților noștri. Ion Dodon, vrei să saluți publicul nostru și nu numai? Sigur. Sper să fie o seară plăcută. Salut toți telespectatorii voștri și salut New Seven Touring. Salut mai înainte. Mulțumesc frumos, formația Amur. Vreau să spun mulțumesc lui Sergiu și Natalia Caușca. Realizează poze, video pentru nuți cu mătrii și diverse evenimente. Natasha, fotografă oficială de la această rete care vă ocupați de nuntă, botez, de orice fel de eveniment. Astăzi ne aflăm la sărbătoarea Mărțișorului. Salut la toată lumea, dar desigur noi în fiecare an participăm la festivalul Mărțișor, pentru noi este o tradiție. Ne face mult plăcere că la așa sărbătoare vin mulți cântăreți care aduc cultura, ne aduce aminte de casă, ne aduce aminte de multe lucruri, străinătate aici. Natalia, ai fost aleasă ca fotografă profesionistă pentru acest eveniment, dar eu știu că nu faceți numai evenimente de genul ăsta. Vrei să ne povestești un pic de ce vă ocupați? Da, desigur, în afară de spectacole mai facem diverse evenimente, cum de moda, de nunte, botezuri, ședințe foto, de multe, ne place, este ca o pasiune pentru noi, punem toată inima, tot sufletul în așa ceva. Pasiunea și calitatea se unește în News Events Turin. Vreau să vă mulțumesc magazinului alimentar Gourmand de Via Cernaia 29, care ne-a ajutat să realizăm biletele pentru acest spectacol. Și desigur, ați apreciat rochia mea. Este de la magazinul Mega Elegant din Via Bibiana numărul 27. Are acolo o mulțime de astfel de rochii și vă așteaptă cu drag. E tanto vorrei ringraziare no? E oggi ci fate i fiori con questi bellissimi fiori. Sì, e non si sponsorizza da soli, allora come si fa? Și desigur vreau să vă mulțumesc tuturor dumneavoastră, fiindcă pentru a realiza acest festival am nevoie de a achita toate cheltuielile și dacă nu ați fi dumneavoastră să contribuiți cu ceea ce contribuiți, nu s-ar reuși nici de cum să realizăm acest frumos eveniment. Eu vă mulțumesc încă o dată! Desigur vreau să-i mulțumesc Nataliei Dogoter și formației Amur, dar o invit în scenă în premieră pe Svetlana Pejovski. Vă rog să o întâmpinați! Bună ziua la toți! Vă mulțumesc de suflet că sunteți aici prezenți. E o emoție foarte mare pentru mine să particip la acest
festival sau la această sărbătoare și dedic această piesă tuturor femeilor, lucrul cel mai sfânt, cel mai frumos care există, lucrul care dă viața așa cum dă viața primăvara. Felicitări, dragi doamne! Teatru San Giuseppe aici la Torino pentru că avem o cântăreață a muzicii populare românești. Bună ziua, doamnă, bine ați venit, sunteți frumoasă, aveți o voce extraordinară, ați acceptat ca să participați la acest eveniment a Mărțișorului. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, am emoții o grămadă, dar sper să fie totul bine pentru că am venit la ai noștri care ne apreciază și pentru asta le mulțumesc. Maria Iliuța astăzi la Torino iubește cântecul de când s-a născut și continuă să cânte. Din totdeauna ați cântat, este? Așa este. Deși am vrut să fiu dansatoare, dar așa a vrut Domnul și mulțumesc pentru că sigur că am fost la timpul potrivit, la locul potrivit, care am avut susținători și care m-au îndrumat și pentru asta mulțumesc și plecăciunile mele. Aveți o voce extraordinară, reușiți să duceți înainte cântecul muzicii populare românești, chiar și în toată lumea, dacă nu mă înșel. Păi asta, cum spunea mentorul meu, Andrei Tămăzlăcaru, chiar dacă s-ar schimba continentele și noi vom păstra tradiția obiceiului, portul, graiul matern, vom fi recunoscuți oriunde. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația Asociației Basarabia aici la acest eveniment atât de important pentru noi românii și chiar și moldovenii, chiar oamenii de pertutindeni care iubesc evenimentul și tradiția Mărțișorului. Mulțumim! Doamne ajută și dumneavoastră să vă dea Domnul de toate și de răli să și-ți hai departe! Maria Iliuță, astăzi la Torino! Thank you.
pentru că chiar dacă suntem așa trecut de jumătate din spectacol, toată lumea este în sală, atentă și ne ascultă. Dragile mele, vreau să vă zic, să vă fie divinișor cu începutul primăverii, corect? Să ne trăiască cele mai cingașe, cele mai frumoase, cele mai scumpe ființe de pe fața Pământului, să ne trăiască mamele, să ne trăiască surorile, să ne trăiască bunicuțele, să ne trăiască dragostea cea mare a bărbaților noștri. Să trăim noi, exact. Și să continuăm, să ne oprim. Să ne dea Domnul putere și sănătate. Și de ce nu, dragile mele, să ne trăiască bărbații noștri? Pentru că dacă nu ar fi bărbații noștri, noi nu am avea pentru cine înflori. Să fie sănătoși toți bărbații! Exact! Îmi doresc soțului meu multă răbdare și putere! La toți soții! Zice, mulțumesc de suflet, Larisa, zice cântecul care vine în continuare, frunzuliță, rămurele, astăzi! Și dacă se lasează, să se laseze! Sunt cu inima bună și mare și dacă la intrare nu au făcut-o,
bătut o să iasă neapărat, o să deie un bănuț pentru cei care au nevoie de noi și vă zic pentru ce. Vă zic că am primit de la Chișinău, cum se zice, cerere de ajutor. Vreau să zic că la Vatra, în preajma Chișinăului, vor să construiască o casă pentru bătrâni. Și cred că nu sunteți indiferenți pentru cei care au nevoie. Vă rog frumos, eu vă mulțumesc anticipat și nu treceți indiferenți pe lângă mine acolo. Așa sunt dată eu. Fac pentru alții, nu pentru mine. Vă rog și voi, colaborați cu mine. Vă mulțumesc! Observate.
avionul aterizează și nu ne controlează. Totul e bine, e minunat, la bagaj am plecat. Vin valizele de-a tumba, stăpânile iau la fuga. Da valiza mea să vezi, nu apare mai băieț. Fug încolo, fug încoace. Nu-i valiza, n-am ce face. Speriat, agitat, la oficiu am plecat, pierdere am declarat. Pe sărite, pe ocolite, nu am spus tot adevărul, dar îmi zice colonel. Îți trăgăm noi, valegerul, o genul, domani, poate, mă cuprinde o spaimă, frate, și de frică cu rușine, eu i-am spus colonelul, gol-goluț, tot adevărul. Când valiza blestemată, e un tachino congelat-o și îmi spus, gheață, dronte, e finit aeroportul, va puțin mai rău ca mortul. Mă, signora, cum ne va? Mă, signora, cum ne va? E cu zici, ce să fac? Când valiza, n-am un drac. Un curcan unde am mâncat, ce cumnata mi l-a dat? Să-l mâncăm toți frumușeri, ca a zis eu, în Cornel. Și să vezi trivobă, frate, telefoane, telegram, la Verona, în altă parte, unde sunt aeropoarte. Nu-i valiza cu curcanul, ce-a zburat cu aeroplanul? Și îmi zice colonelul, ia-ți, signora bilețelul, fă-i acasă sănătoasă, îți trugăm noi, dacă nu ți-l aduci cu el. Mică și tamărit, eu biletul mi-am luat la Torino, am plecat. Fica m-a întâmpinat acasă, i-am apurtat pe Cornel, l-am festejat. Un tort mare am mâncat, ce-a zburat și el sărmanul din Moldova cu curcanul. Dar întreg e vătămat, cu viște ornamentat. Nana lui Cornel a dat, ea mi-a dat și curcănoiu ce-a strânit tărăboiul. Trece noapte dimineață. Eu mă scol, mă spăl pe față, pe la 9:30, la malpensa sunt stimate. Și îmi răspunde roboțelul, se trăgată valigerul, dar să aflu adevărul, să vorbesc cu colonelul. Pronto, pronto con chi parlo, sono io, doamna Moldava. Ah, signora Totachino, si è trovato Totachino, e partito per Torino. Dar să aflu mai precis, mi-a dictat un număr fix. Să sun mâine dimineață ca să mi-l aduc acasă. Trece ziua, iar e noapte, eu să dorm, nu pot și pace, că de cum curcănelul se duce cerebelul. Când se face dimineață, eu mă spăl din nou pe față, telefonul am luat la Torino, am sunat. Și îmi răspunde o senioră să aștept jumătate de oră. 5 minute n-au pasat, telefonul mi-a sunat. Este fiul adorat. Mamă, ți-au trovat tachinul, l-au adus cu limuzinul. Mulțumesc lui Dumnezeu că au găsit curcanul meu. Eu vestea când am aflat la Moldova, am sunat și pe toți am informat că curcanul a aterizat, e întreg, nevătămat și că e bun de mâncat. Uite, așa s-a întâmplat cu curcanul blestemat. Ce-a zburat cu avionul din Moldova, mea faimoasă, în Italia frumoasă. Și atunci m-am jurat, cât o-i fi și-o-i mai trăi și-o-i zburat cu avionul, în valiz noi mai pune nici curcani, nici alte bunuri. Tot ce am spus e adevărat, jur ca să nu am păcat. Vă salut și am zburat! Vă mulțumesc pentru că sunteți aici și vă urez o seară plăcută. Eu îmi să vă cânt de dragoste, pentru că altceva nu știu să fac. Sper să vă arăți. Seară plăcută! Să-ți duc să-mi dai.
tardi mi presto, se tu vieni da me. Yeah.
Dorule de ceai
Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci ca să ne apuri, tată? Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci ca să ne apuri, tată? Mi-e furare, Doamne, scam de dor, piept cu plipsul. Nu știam că dor era dânsul. Nu știam că noi l-am furat cu strălecea și frumoasa țara. Deci vreau să Valentina. Mulțumesc tuturor artiștilor care au evoluat în cadrul acestui frumos eveniment, Festivalul Mărțișorul de la Torino. Deci este important că de fiecare dată, atunci când se termină primăvara și se termină iarna și începe primăvara, pe meleagurile natale se organizează diferite evenimente care deci se dedicate mărțișorului. Mă bucur că această frumoasă tradiție a fost preluată și de către
comunitatea moldovenilor din Italia. Deci este a 11-a ediție, dar sunt sigur și o rog foarte frumos pe doamna Larisa Olărescu să continue tradiția. Dacă mai rămâneți și dumneavoastră în funcție... Din păcate, toate au un sfârșit. Probabil că da. Este ultima. Da, probabil că este ultima dată când voi participa la acest eveniment în calitate de consul general. Dar cine știe, poate în calitate de persoană privată, mai cântăreț. Deci, la fel, vreau să mă alătur la toate cuvintele frumoase care au fost spuse în adresa doamnelor și domnișoarelor prezente în această sală. Deci, le doresc... Vă doresc la toate sănătate, dragoste din partea celor apropiați, să fiți iubite și să iubiți. Mulțumesc și încă o dată felicitări la toți. Mulțumesc încă o dată sponsorilor, formația Amur, care ne-a asigurat sonorizarea astăzi, și regizorul de sunet, Simeon Dobăchier, Serghei și Natalia Caușca, foto, video pentru nunți, comătrii, evenimente, magazinul alimentar Gurman de Via Cernaia 29, magazinul de rochii de ceremonii Mega Elegant din Via Viviana 27, care ați mai văzut o rochie verde aici, atât de frumoasă, vă așteaptă să vă deservească cu drag. Vreau să mulțumesc Radio Torino Internațional, fiindcă în toți acești ani, acești oameni, anume directorul Rino Caseze, ne-a asigurat, ne-a ajutat să promovăm evenimentul nostru și le mulțumesc din suflet dumnealui și colaboratorilor săi. Vreau să mulțumesc voglio ringraziare signor Filipelli, ogni volta ha tanta pazienza di aiutarci, di rispettarci e di offrire questo bellissimo teatro. Mulțumesc tuturor pentru acest festival extraordinar, mărțișor. Vreau să mulțumesc îndeosebi Larisei Cibotaru Olărescu, fiindcă fără de ea acest festival ar fi fără culoare și fără parfum. O sărbătoare extraordinară, m-am emoționat foarte mult, de fapt mă emoționez în fiecare an, dar anul acesta îndeosebi. Mulțumesc mult! Mulțumim doamnei Olărescu pentru acest concert extraordinar organizat aici la Torino, cu ocazia sărbătorilor de primăvară, în special cu ocazia Zilei Femeii. Sperăm să ne vedem și la anul viitor pe aceleași ritmuri, în aceeași atmosferă frumoasă. Vă mulțumesc! Îi mulțumim, doamne Larisa, pentru că a avut curajul și anul acesta să organizeze acest eveniment mărțișor, un eveniment foarte important pentru toți conaționalii noștri care se află la Torino și dorim succes în continuare și răbdare, măcar că sunt unele persoane care îi influențează negativ, dar curaj și mai departe. O sărbătoare frumoasă a fost și succes în continuare. Bună seara, au fost toți foarte plăcute. Suntem împreună cu familia noastră, cu frații, cu toți ceilalți, cu mama noastră. A fost într-adevăr o seară foarte, foarte plăcută. Mulțumesc! Îmi pare foarte bine că și am reușit și acest an să particip la Festivalul Mărțișorului. Deja de câțiva ani sunt fidelă, vin în fiecare an, e foarte frumos, ne distrăm și sper foarte mult ca doamna Larisa să organizeze și de alt an, să putem veni, să ne veselim din nou cu artiștii noștri. Mulțumim! Hai la hore, Mărțișor! A fost într-adevăr o sărbătoare foarte plăcută, o sărbătoare care sărbătorește din neam străneam și toare mare bucurie pentru toate diaspora din partea noastră și cu toată lumea din toată Basarabia și România. La mulți ani și la mulți ani, vă dorim mulți ani fericiți! Ordinar, a fost foarte frumos, a ajuns la sufletul nostru toate cântecele, a fost foarte plăcut, toate cântecele au fost extraordinar de frumoase. Am emoții, nu reușesc să spun mai mult. Mă bucur și sper ca să continui mai departe, să fie fiecare an ca să ne îmbogățească sufletele și să ne bucure inimile.
Mulțumesc mult! Festival Mărțișor 19 a fost foarte frumos, cântat Maria Liuță foarte frumos în orașul Torino și ce să mă spun, să fim sănători și mai ajungi la anul. Și în acest an, ca și anii precedenți, Festivalul Mărțișor a fost organizat la un nivel foarte înalt. Participanții au dat dovadă de muzică de calitate, toți spectatorii au fost activi, toți mulțumiți. Ne-am simțit bine în aceste 3 ore. Îi mulțumim foarte mult organizatoarei acestui festival, doamna Larisa Olărescu, președinta Asociației Basarabia din Torino, care în fiecare an ține să ne aducă un mărțișor la începutul primăverii, ca să începem anul cu multă energie pozitivă, bucurie și toate cele bune. Mulțumim și să dea Domnul să ajungem și la anul ca să organizăm acest mărțișor.